Record făcut de FCSB. Dică are un nou atacant. Becali a plătit clauza lui Miculescu de la UTA 1,7 milioane de euro. Și mai ia doi jucători. Supranumit Holland de România, Miculescu o lasă pe UTA pentru FCSB. Ați bătut palma pentru Miculescu? Nu, o să plătesc clauza. Trebuia să trăiesc echipa, n-aveam ce face. 1,7 milioane de euro plătește Becali pentru Miculescu. Atacantul de 21 de ani va debuta la FCSB în Europa. Coman e cel mai scump transfer făcut vreodată de FCSB. A costat 3 milioane de euro. E unul dintre cele mai scumpe transferuri pe care le-ați făcut dumneavoastră la FCSB. Da, asta este, da. Ce să fac? Publicul m-a făcut să fac asta. Am văzut 25.000 de oameni bucuroși și atunci am zis, stai bun, să fac un efort pentru oamenii ăștia. La FCSB, Miculescu vrea să sărbătorească golurile ca idolul său, Ronaldo. Dacă și eu aș avea aceeași bucurie, ca să zic așa, m-ar motiva foarte mult să dau un gol, pentru că s-aud cum face tot stadionul când mă bucur. Cum face stadionul? Si,